Sunt Bolan Alexia și am venit la clinica Duman pentru o intervenție mamară, de implanturi mamare și pentru rinoplastie. Eu am auzit de această clinică de la prietena mea, care și ea a venit tot aici împreună cu sora ei. Și am fost foarte impresionată de tot ceea ce însemnat serviciile lor, cât și rezultatele, și am zis că vreau și eu. Și domnul Elsan Duman m-a ajutat foarte mult. Am venit la dânsul și m-a sfătuit despre operații, ce și cum ar trebui să facem, ceea ce se va întâmpla, unde voi merge, și mi-a făcut legătura cu un doctor extrem de bun din Turcia. După stabilirea tuturor detaliilor, a venit vremea să plecăm în Turcia. Acolo am fost așteptate de șoferul spitalului, care ne-a dus la hotel. Am fost cazate, iar la câteva ore distanță am avut prima mea consultație. La prima mea consultație, împreună cu domnul doctor, am stabilit toate detaliile despre operație, am făcut pozele de dinainte de operații, am stabilit exact mărimea, cum va fi totul, cum va arăta, și am fost foarte încântată, abia așteptam să ajung în fața rezultatului. Următoarea zi, pe lângă faptul că în permanență am avut șofer care m-a luat, m-a dus la spital, înapoi la hotel, a fost mereu la dispoziția noastră. A doua zi de dimineață am fost așteptată de șofer să mă ducă către operații. La operații totul a decurs extrem de bine. Chiar m-am simțit extraordinar după operații, nu am crezut că este totul atât de lejer și poate să nu simțeam durerea. Ambele operații au fost destul de complicate în ceea ce mă privește, dar la rinoplastie nu a fost un capriciu, ci a fost din punct de vedere medical. N-a fost atât estetic, cât mai mult pentru că eu nu puteam respira. Aveam dublă deviație de sept, dar aveam și nările foarte, foarte apropiate. În momentul în care eu încercam să trag aer pe nas, nările mele se apropiau atât de tare încât nu era posibilă intrarea aerului. Dar doctorul a reușit să facă ceea ce trebuie. Iar la scurt timp după operație, când în sfârșit am reușit să trag aer pe nas, am fost wow! Nu-mi vine să cred că așa se simt oamenii care respiră pe nas. Era atât de bine. Eram precum un copil care a văzut pentru prima dată. Eu nu respirasem până la vârsta de 19 ani niciodată pe nas. Doctorul, când a văzut nasul meu, a spus: de ce îți dorești operație la nas? Ai un nas frumos. Dar când a început să facă mai multe investigații despre nasul meu, a descoperit că aveam dublă deviație de sept, iar din această dublă deviație de sept, în timpul operației, el, pentru a-mi deschide nările, cum am spus mai devreme că aveam nările închise și nu puteam respira, a luat o părticică din cartilaj și mi l-a așezat în partea din față pentru a reuși să-mi țină nările deschise. Totul a fost făcut închis, nu am avut fire de scos, nu am fost operată, desfăcută sau așa mai departe. Asta m-a făcut foarte, foarte fericită, pentru că nu am rămas cu niciun fel de semn, nu se vede absolut nimica, nimeni nu-și poate da seama că nasul meu este operat. Am revenit la clinica Duman pentru a verifica că totul este bine. Ei au avut mare grijă de mine, în permanență mi-au transmis mesaje, s-au asigurat că totul a decurs bine, că totul a fost așa cum trebuia și mereu i-am avut lângă mine. Vreau să mulțumesc foarte mult clinicii Duman și domnului Elsan Duman pentru tot ajutorul, sunt extrem de fericită. Și pot să spun că mi-a schimbat viața. În sfârșit pot respira pe nas, pentru că era o problemă foarte mare pentru mine. Și arăt mai bine.